România Educată ar urma să fie aprobată săptămâna viitoare de guvern. Proiectul își propune ca până în 2030 nivelul actului educațional să fie îmbunătățit. Un proiect prezidențial doar pe hârtie, spune deputatul PSD de Olt, Emil Albotă. El subliniază faptul că rezultatele educației înregistrate în acest an arată dezastrul către care se îndreaptă educația din țară. Dincolo de agenda publică plină de certurile între peneliști, cifrele dezastrului educațional ne arată că peste 90.000 de copii au abandonat școala înainte să susțină bacalaureatul. Tot aceste cifre ne arată o Românie cu vârfuri, copii excepționali cu rezultate la nivel internațional, dar și o Românie a notelor de 5 și cu o promovabilitate din ce în ce mai scăzută a examenelor importante, cu o creștere a ratei analfabetismului funcțional. Până ca proiectul România Educată să prindă contur, sistemul de învățământ stă sub amenințarea unui nou val de coronavirus. Și asta în contextul unei infrastructuri deficitare, în care elevii din mediile defavorizate vor fi din nou obligați să facă școală în fața televizorului, chiar dacă nu au curent electric.